alegeți ca destinație de vacanță Plata Mona. Este un oraș situat la poalele muntelui Olimp și o stațiune la mare, foarte animată, dar în același timp reușește să-și păstreze aerul pitoresc. Este o destinație care vine în întâmpinarea dorințelor tuturor turiștilor, indiferent de vârstă sau gusturi. Vă recomandăm hotelul Nico Paradise pentru o vacanță de neuitat. Nico Paradise vă pune la dispoziție sejururi la trecerea dintre ani, de sărbătorile pascale, cât și în sezon începând cu luna mai până în octombrie, la cele mai avantajoase prețuri. O scurtă plimbare, am putea spune, în frumosul hotel al domnului Nicos Bozas. Iată, ne aflăm în curtea interioară a hotelului, unde se servește micul dejun. Este o curte foarte frumoasă aici, foarte intimă, cu foarte multe plante. Ce pomi sunt pe aici în jurul nostru? Aici sunt mandarini, portocali, pomelo, grapefruit, tot, ales, palmire, tuia. Deci în timp ce servim micul dejun, admirăm, iată, și frumusețea naturii. Cum vă spuneam, iată un hotel situat în Plata Monas, în Grecia, stațiune situată la poalele muntelui Olimp, la Marea Egee, o apă caldă, o apă curată, bineînțeles drumeții pe care le putem face. Micul dejun îl servim aici, cina o servim, cum spuneam, în restaurant, pentru că aici beneficiem de demi-pensiune, mic dejun și cină. Da. Da? Da. Bun. Ajuns și în Grecia, ce trebuie să vedem? Cu ce trebuie să ne delectăm? Fiecare săptămână facem 3 excursii. Mergem la Olimp, Munte Olimp, Monastirul Sfânta Dionisios, mergem la veche sat, Paleos Pandelimon, acolo mâncăm, la ora două înapoi la plaja. Doile excursii la Meteora, prețul este 25, Olimp 20 inclus în mancare, Meteora 25 de euro, un schiadus este 35 de euro, vapor și autocar preună. Deci iată excursii opționale, ca să nu ne plictisim, avem multe de vizitat, pentru că Grecia are multă istorie și sunt foarte, foarte multe locuri absolut minunate pe care le putem vedea. Domnule Bozas, mulți turiști vin an de an la dumneavoastră de foarte mulți ani. De ce credeți că au îndrăgit acest loc? Lumea zic mulțumită aici la mine, are mâncare bună, curățenie, curat. Am găsit schimbare anul acesta când am venit la dumneavoastră. Am făcut renovare 2016 și acum asta anul. Tot sunt absolut totul nou. Deci cresie, faianță schimbată, interiorul camerelor, televizor, frigider. Tot. La piscină, schimbate șezlonguri, restaurant, grădina interioară unde servim micul dejun. Da. Da? Deci absolut totul aer condiționat, deci totul este schimbat. Deci practic ne simțim foarte bine, curățenie. Bineînțeles că dumneavoastră, împreună cu familia dumneavoastră, sunteți foarte ospitalieri. Da. Trebuie să spunem că dumneavoastră, așa cum noi, mulți dintre noi, ne-am îndrăgostit de Grecia și dumneavoastră v-ați îndrăgostit, aș putea spune, de România. Dat fiind faptul că aveți o agenție de turism a dumneavoastră în București, da, agenție prin care mulți turiști își fac rezervări pentru hotelul dumneavoastră de aici, din Grecia, trebuie să spunem faptul că prețurile sunt absolut rezonabile, având în vedere că nu mai plătiți comision în altă parte și că este agenția dumneavoastră, da? Și să vorbim, haideți să vedem puțin de prețuri. Știu că aici la dumneavoastră putem veni și de sărbătorile pascale, putem veni și de Revelion și putem veni și vara în sezon, da? Da. De Paște și de Revelion, ce ne puteți spune? Cum sunt pachetele? Paște, Revelion, prețul este la fel, 250 de euro, demi-pension, 5 nopte și mâncare Paște sau inclus Revelion. Deci 5 nopți de cazare, demi-pensiune,
bineînțeles, cazarea inclusă și masa de Paște sau masa de Revelion, depinde în ce perioadă venim. Muzică, cu muzică, cu distracție. Foarte, foarte bună. Tot, bun. Acum, în sezon, că sezonul dumneavoastră începe cam din luna mai până la sfârșitul lunii septembrie. După Paște, hotelul este deschis. Primăvara, după vara, prețul este 240 de euro de mii pension. Un full sezon, primăvara, după vara, este la fel. Full sezon este 295 de euro de mii pension, 7 nopți. 295 de euro în condițiile în care beneficiem de 7 nopți de cazare, demi-pensiune, da? Da. Deci, iar de Paște și de Revelion, doar 250 de euro de persoană cu autocar, inclus. Da. Asta este oferta cu agenția. Asta este oferta agenției. Da, da. Deci e un plus pe care îl oferiți turiștilor dumneavoastră. Da.